Adriana! Știi ceva? Te duci, fata mea, și-ți bați covorul. Da, mă, să dea cu vopsa. Ea nu știe că eu am plecat. Mami, tu știi că tu ai făcut mai puțină treabă și uchiți mai multă? Dar îți dai seama că îl credeau pe el vinovat că s-a omorât nevasta. Ăsta îi zice la polițai. Nu sunt eu de vină! Hai să vedem ce face Didi. Unde e asta, mă? Ce faci, mă, acolo? Ce tu nu vezi să fac? Bă, dar are găuri multe, mă. Și ce vrei să-i fac? Cum vrei să ascult pe găurile alea? Ia uite câte găuri are. Hai de capă. Și zici că o să-ți iasă? Adică ce să nu-mi iasă? Nu știu, zic și eu. Păi ce nu mereși? Păi trebuia stupate găurile alea, cum le-a stupat? N-ai cum să stup găurile astea. Găurile astea nu se mai stupă. Găurile astea o să nu-mi iasă. Bagă vopsea în ele. Bagă vopsea în ele. Dar nu cred că... Nu, acolo s-a stupat. Mă, da, uite că s-a stupat. Dar nu, că tot așa o să se descunde. Știi că dacă opția trebuie să bagă aici, Alexandra, ca să tu toate găurile astea? Ce ai? Dar tu ai luat doar una? Da. Păi și ce crezi tu că termini podul cu una din asta? Ei, știu că nu, conștient. Dar neocum astăzi am pus-o dau pe tot. Păi tu nu vezi ce dau mai podul aici? Da, săraca. Păi să știi. La asta mă gândesc și eu. Mai am încercat să mai topez din astea, cum se cheamă, care le-a luat pensulele pe care le-am cumpărat sau întâi. Și am tot ce vreau să văd dacă se... Sau, dar nu. Am urât în partea asta, cum dau. Ce te uiți, mă? Ce dracu ai? Ce-ai făcut? Unde-i fost? La gaci. Zi unde-i fost? La gaci. Zi unde-i fost? La gaci. La gaji! Mă, ai, dacă ești căscată, ce vrei să-ți fac? La gaji! Zi bună, Beatrice! Bună! Mua! Tata, vrei? O, dar vreau să vă dau eu una. Te mai iau. Șarpele, șarpe! Sperea de șarpe? Ce faci, mă, urât-o? Ai ceva în buzunare, ce ai? Ce ai în buzunare? Încetează, nu fă prostii din asta, Alexandra, te rog. Fii cu minte, te rog, Alexandra, lasă-mă, dar ce ai? Du-te și lasă-mă! Ce ai? Ce vrei? Nimic, ce vreau? Du-te și băi, scoate și tu cu forul ăla de acolo și zbate-l, hai! Doar dacă vreau! Hai, du-te! Ce vrei? Nu vreau nimic. Păi și tu ce tu vii cu camera aici și mă faci în față? Dar care-i problema ta? Păi este, mă deranjează! Cu ce? Cu tot! Ia zi-mi, arată cu cine! Aaa, te dau un zâmbat, te dau un... Ai vrut să zici că mă dai în judecată? Nu, am nu zic, dar tu-i dau una din asta. Ce ai în buzunar? Stai cu minte. Nu știu. Pe bune. Nu știu pe bune. Nu m-a lăsat și adi. S-a dus în mașină oricum. Nu s-a dus la gaji. Și a luat ceva din mașină cu șirurile și poate te vrea să-ți facă falsă. Vrea să fac falsă? Nu știu. Fii cu minte, poate scapa asta, vreau să-ți scapă. Treaba ta. Treaba ta. Fii atent că dau cu vopsea în cap! Alexandru, vreau să văd dacă ai păr în nas! Lasă-te că am păr în nas! Stai! Hai mă, Alexandra!
Nu, că-ți dau cu vopsea în cap. Mă jur dacă îmi dau cu vopsea în cap. Dar zici ce? Păi tu te de aici, lasă-mă. Dar nu vreau. Nu mai vreau la buzunarul meu. Dar ai, ai ceva. Are ceva, nu? Aha. Dar nu știu ce pe bune. Mamă, poate să mă duc cu scaunul ăsta jos. Sus n-ai cum să te duci, îți garantez eu. Deci tu cu mai multă vopsea, Adriana, s-a stup găurile alea. O să dau altă dată, Alexandra. Acum dau așa. Oricum cred că trebuie date două ori. Minte. Ce ai, mă? Minte că stup pe scaun și nu vreau să cade pe scaunul ăsta. Te înjur! Dă-i, mă, cu minte! Ce ai? N-ai ce ai nimic. Mami, nu e îmbrăt. Dar... Ai ceva, dar ce nu da, are? Are ceva, dar nu știu ce pe bune. Ce are? Nu știu, Didi. Mă zic, dacă nu... Pe bune nu știu ce are. Ha, ha, până termin, tu de data asta durează 10 ani. Ia încearcă și dai din colțul ăla de acolo. Ce colț? Din colț, de acolo. Unde e colț? Încearcă! Tu te bătii și lasă-mă! Alexandra, nu sunt atentă și îmi dau frege cu vopsea și mă strici pereții! Nu ai treabă cu pereții, că tu ești pe ăsta, ce pupă la perete mai mult! Stai paticat jos! Sus n-ai cum! Ei, așa, punct! Dar ce ți-o dai? Dar n-am voie să mă uit! Nu! Nu mai pune mâna pe buzunarul meu, că te mănânc cu fulgi cu tot! Ia și te joacă cu balonul ăla. Scoate coborul afară. Bine, hai. Potolește-te! Ha? Zic, du-te ca să facem curățenie propriu de Paște. Da, dar tu crezi că să-ți încapă ție coborul ăla? Dar nu trebuie să încapă, Alexandra, să fie aici, la mijloc. Tot trebuie luată mochetă. Păi lasă că luăm, fără ce luăm mochetă, punem coborul ăla. Și aici punem patul, ducem patul, punem patul înapoi. Ca să avem șoare aici. Cineva ne-a găurit colțul ăsta. Uite, e putita mai gaură în colțul ăsta. Ai grijă. Cum să treacă șoareci prin ciment? Dar nu trebuie șoareci, trebuie și un șarpe. Șarpe? Tu ești pe bune și cum să treacă șoarpele prin ciment? Ce știu? Ha? Doamne, dacă e un șarpe, eu... Nu, da, mă, că uite, cine l-a te spus ca lume ce ai. Mami, dacă e un șarpe, eu, dacă, măi. Mami, dar ce frumos e jocul ăsta. Uite și te vezi. Șarpe! Păi e diferență, Adriana, dar vezi. Mă duc să scot cu voi ăla, să văd. Șarpe! Adriana! Știi ceva? Te duci, fata mea, și-ți bați covorul. Că eu nu pot să-l bat și plus de asta iese prea mult colp și plus de asta mă duc, eu mă duc frumos cu ușa în spate și car copaciul ăia. E car acolo în spate. Că stau întinși acolo degeaba. Deci nu dai, că dai pe jos, mă. Păi și eu atunci te-ai zis ca să-i cărătipezi. Ce-am zis? Păi ce-i zis acente? Nu mai știu. Că n-ai zis eu. Păi acum decât să fac o vorbă, mai vreau să car copaciul. Nu-mi place, că n-am cu ce să-l pun, să-l bagi într-o parte și în alta. Chinuie-te! Dar de ce să mă chinui, că poți mă duc acolo frumos să le cărăt? Promit eu că și acolo mă chinui. Lasă că nu te chinuie. Promit eu că și acolo mă chinui. Hai, ia și dă tu cu termină de dat cu vopsea și după aia vedem noi ce facem cu covorul, că eu mă duc să cară ea. Tot eu, deci sunt 100% convinsă că tot eu o să ajung să bag covorul ăla. Eu mă duc și cară ea. Ce? Să-l cărui. Doamne, iartă-mă, că nu-ți dau de mâncare aia. Cu vorul tău îți dă de mâncare. Ai ce face cu el acum? Păi, noi ce făceai? Ce? Ai ce mie? După ce termine aici de dat cu vopsea, pune coborul jos și băgăm patul. Păi, tu ai impresia că o să termin într-o de dat astăzi cu vopsea? Păi, deja am terminat asta. Păi, una. Și mai am mai adă trei. Păi, și când și plus scândurile. Păi, și trei scândurile trebuie 20 de minute. Nici măcar nu știu dacă se ajunge vopseaua. Lasă vopseaua, nu-i treabă vopseaua mea. Ești, mă! Lasă că mă duc să car alea și după aia, până termin tu, nu mai bine am cărat și eu alea. Și după aia trebuie să dăm cu mătura aici. Și după aia trebuie să bat coborul, nu? Da. Hai,
Bați covorul, nu lasă-l că... Nu mă lași tu pe mine. Dacă te dau pe eu din asta între voi, dai drumul de aici. Unde-s mănușile alea? Nu știu. Ha? Ai de capul meu, hai că mă duc să carăle. Eu vin. Ce, mamă? Eu vin după tine, ce vă și mai fac? Carăle, mamă, că mai bine ca mă duc să carăle de acolo. Mami, dă-mi aia. Ce să-ți dau? Asta. Na. Mă, dar nu știu dacă am făcut o alegere prea bună. Da, e bună. Doar stăm că m-a căzut puși în pământ și niște chestii murdare. Ce chestii murdare, mamă? Dar sunt cam mulți aici. Mă rog. A căzut Nica! Servesele de alea, pachete! Poți să mă bădă ea? Nu, mama, nu te băga în ea. De ce? Așa. Hai că mă pun să car astea. Te-am carat câteva, dar se cară greu că sunt și din alea, au și spin din aia și mă înțep toată la mâini. Parcă tot mai ușor era să bat covorul ăla. Cred că mă duc să bat covorul, că mai sunt o grămadă și n-am de gând să le car pe toate. M-am cărat o parte, dar nu mai. Nu-s prea multe. Mă duc să car, să bat covorul ăla, că e mai bine. Trebuia pus în grădina asta lucernă, mă. Ce frumos! Iute, ia iarba asta verde, frumoasă! Mamă, îmi vine și o miroase. Da? Bă, ia să mă duc să văd. Ce fac eu cu covorul ăsta, că l-am pus aici? Ia, uitați-l aici. Și să vedem. E și murdar, mă, și parcă nu l-aș pune pe ăsta. Parcă nu l-aș pune pe ăsta să... Jos, se vede urât. Mă, dar ia stai un pic, că mi-a venit mie o idee. Ia să vedeți voi ce fac eu acum. Ia să vedeți voi ce fac eu acum. Stai că o să vă arăt eu după ce fac eu. A few moments later. Eu am plecat spre Vaslui, mă duc frumos să cumpăr o mochetă din aia mare, să o pun pe jos și nu mai bat niciun covor și nici copaci nu-i mai car și nu mai fac absolut nimic. Uite așa, mă duc frumos la Vaslui, cumpăr o mochetă și e mult mai simplu și așa punem ceva curat și frumos pe jos și nu mă mai stau eu să mă mai chinui. Adriana a rămas să dea cu vopsa, ea nu știe că eu am plecat, cred că o să, când numai bine că termină ea podul de dat cu vopsa, numai bine mă întorc și eu. Și după aia sigur o să mă pună să mă duc după covor, să-l bat și eu să-i zic că nu, că ea stă cu gândul că eu sunt la cărat de copaci. Să vedeți voi ce față o să fac. Vedem ce mochetă găsim sau ce linoleu sau ce găsim la Vaslui, să luăm să punem pe jos. Okay. Am fost și la Dedeman, am luat mochetă, după cum vedeți, sau ce e asta linoleu. Sper să fie cum ar trebui să fie, pentru că eu am cerut 4 metri pe 3,70, eu știu, mi-a zis că ăsta are 2 metri lungime, nu mai știu cum a zis, mă rog, n-are relevanță, important e că am luat și cred că am luat mai multe decât trebuia, că a zis că în total sunt vreo 14 metri. Nu știu care e logica, pentru că matematica mie îmi dă mereu cu virgulă, dar sper să fie bine și oricum am întârziat prea mult. Și sigur, sigur se întreabă Adriana unde sunt. Am plecat spre Tanacu înapoi. Să vedem ce o să iasă, pentru că încă nu știu. Da. Ce faci o să fac Adriana? Da, ce nu știi, mamă, tu? Nu știu ce faci o să facă Didi. Nu știi ce faci o să facă Didi? Nu. Vom vedea acum când ajungem. Mamă, deci abia aștept și sunt curioasă să văd ce o să zică. Da, pentru că așa am scăpat și de cărat copacii ăia de acolo și am scăpat și de bătut covorul. Dar, scuzați mai... fața. Am o față de zicesc că sunt monstru. Dar și... mami. Ce, mamă? Tata Didi tot o să te pună să colegi alea, știi tu, și să dai, și să... Bine, covorul ce nu-i mai faci,
și acolo cu copaci? Da, cu. Ei, lasă că nu mă pune Didi să fac copaci. Da, da, te pune. Ei, lasă că nu mă pune, că trebuie să așezăm linoleul și după aia trebuie să facem patul în cameră, sunt aici o grămadă de făcut. A, mă, nu să mă pune. Nu să mă pune să fac nimic, da. Nu aveam mamă nimic în buzunar, am păcălit-o pe Didi, voiam doar să o sperii. Așa, pur și simplu, de ce nu? A, înțeles. Și oricum, ea, ea mi-a zis, i-am zis și eu te, am, te, te-am zis și e de... Beatriz, eu i-am zis că nu tă, te rog frumos să încerci să vorbești ca lumea, pentru că tu te alinzi prea mult. Okay. Încearcă, te rog, din sufletul meu și pronunță cuvintele ca lumea. I-l-e. Da, bine. Că, nu, tă. Că. Că. Așa, vezi că poți? Că. Eu nu te înțeleg. De ce te alingi? Că. Că. Nu tă, că. Așa. Și. Pronunță că lumea, mami, cuvintele. Că ești mare, mama, ai 7 anișori. Te-am alintat cât ai fost mică. Tu e. Și. Și vopsea lui Adriana, da, că mai avea puțin acolo. Și să vedem ce o să zică. Chiar sunt curioasă să văd ce o să zică Adriana. Și eu la fel. Ideea este că eu voiam să iau 4 metri de linoleu din ăsta, pe 3,70 întreg. Dar omul ăla mi-a zis că nu mi-i încape mașină, că a zis că trebuie mașină de 4 metri ca să pui un linoleu din ăsta. Așa că am luat 2 cu 2 și o să mai tăiem noi acasă, să vedem cum vine și cum tăiem. Sper să fie bine și să, oricum, cred că o să ne mai rămână o grămadă. O grămadă, o grămadă, cred că o să ne mai rămână. Vedem noi unde-l putem în școală. Da, și poate o să punem și în celelalte camere, nu? Camere, mami! Camere! Așa! Poate o să punem și în celelalte camere. Uite, vezi că poți, de ce te alinți? Nu înțeleg, de ce? Păi niciun scuze, mami! Că doar tu știi să vorbești corect și nu înțeleg de ce nu vorbești corect. Bravo, mami, bravo! Ce bravo? Bravo! Te-am învățat. Nu te-am învățat! Da? Nu, îți spun, pentru că tu știi deja, nu te-am învățat eu. De când era mică, măică... Că de când erai mică, tu ai rămas cu alintăturile astea. Haide, da. Hai că nu. Haide, da. Bebe, mă super, mami. Ți-e fomiță? Uite, ți-e la față, mă, cum stă. Ți-e fomiță, iubire? Nu știu, de tu ai aruncat mâncare. Hm? Da, vă... Mă îndrept acum spre Tanacu, cred că voi face vreo 10-15 minute, nu știu cât exact fac până acolo. Și da, ne vedem de la căsuță. Much, much, much. Sunt într-un final acasă, acum mă duc să văd ce face domnișoara Adriana. Sunt curioasă rău dacă a terminat de dat podul. Chiar sunt curioasă. Ce faci, mă? Ce faci, tu? Tu abia ai dat ăstea atât? Care? Păi și aici? Și uite, mă, și pereții! Unde? Mă faci chioară? Nu șterg! Pe bune, păi eu am stat o grămadă și am cărat alea de acolo și tu ai mânjit! Pe bune, Adriana! Mi-am căzut din pensulă! Ha? Mi-am căzut din pensulă! Nu mai am vopsea și n-am mai avut cum să... Dar tu unde-i fost? Am strâns copaci, ce unde a fost? Păi atâta timp? Da! Unde? În spate, unde? Mint! Nu mint! Uite că eu am pus și părintele de aici, unde nu trebuie să te mai făceau. Dar de ce nu dai și tu cu grijă, Adriana, că uite, se scurge pe perec! Și aici, ai zis și mie, ce facem noi aici? Da, una cu aia. Cu ce? Cu ce ură tu ești? Cu ce ură se vede? Ce se vede? Aia, mai ai vopsea? Mai am zis Nicoara! Mai devreme terminat de dat.
facem? Du-te și bate covorul! Nu, te duci! Nu! Eu nu bat niciun covor! Nu mi-a venit micul buzunar și vrea doar să mă sperie. Nu mă duc să bat niciun covor! Ia pe tot face asta! Păi dau o mătură din asta în cap, ia vezi, lasă-mă! Ai murdărit peretele! Lasă-mă, dau cu lavabil! N-am lavabil lângă lea, la aia n-am, uite că dau cu lavabil! Tu nu vezi că nu ești în țară, ți-ți faci o căldare? E vorba că n-am... Vezi, poate să rămân toate unghiile acolo, că să vezi ce râd. Da, las-o baltă. Hai să vedem ce facem. Le lăsăm așa? Cum așa? Așa. Ce faci de vopsea? A? Ce faci de vopsea? Păi ce îți mai trebuie? Cam două din astea de vopsea. Una îmi trebuie. Eu zic că două. Una mai trebuie. Păi da, trebuie să dai de două ori. Trebuie să dai de două ori. Da, nu neapărat. Cum nu? Uite ce ai mânjit peretele acolo. Mă, lasă-mă! Ai mânjit, Adriana! Mă, duc până la data seama să pun chestii în aia. Asta ce-am înșeartă. Asta înseamnă bătaie. Hai, da? Hai ce facem cu covorul ăla. Du-te și batem! Nu, te duci. Să-i cărat copacii! Da. Să-i cărat tot copacii! Da. Mami, ai ce minți, mă? Ce? Ce-ai făcut până acum? Covorul, nici un covor nu e bătut. Nici covorul nu e bătut, dar ce-ai făcut până acum? Ești în primul rând și curăță măcar covorul ăsta. Ia, du-te la mașină. Ce la unde-i fost? Du-te la mașină. Cine știe, vă dați la mașină. Du-te la mașină. Unde a fost măta? Hai la mașină. Unde a fost măta, Beatrice? Ce vrei dacă nu merge? Nu mai merge cheia. Stai că așa merge pe bătaie, cred. Așa, bate mașina, să scrie mașina. Gat, ai văzut? Ce-ai zis că merge pe bătaie? De ce roate astea? Mochetă, n-ai zis mochetă că trebuia linoleu și am zis că scap de treabă. Didi, ia de ce te-am mai luat? De ce roate așa multă? Păi ai zis 3 pe 4. Dar tu de unde știut că trebuie să iei? Ha? Când ai măsurat acolo? De ce te interesează pe tine? Didi, ia uite-te, și am mai luat. Și crezi că poți să o ieși pe aia? Hai, ia-o! Ia-o! Dar mai întâi o băgăm pe asta să o desfacem, să vedem cum vine și după aia pe aia. Mai întâi trebuie să măturăm. O, eu mă duc pe sigla. Ha? Am văzut că nu cade jos vopseaua. Nu cade, mă! A! Păi și dacă mai iei din nou mult în pensulă? Ha? Da. Să termin mai repede vopseaua, ai vrut să zici. Da. Uite și aici este linoleu. Ia. Uite-l pe din ăsta. Ia. Și aici? Tu și-o două și pe cea. Și gata! Nu te mai aud cu covorul. Să nu te mai aud cu covorul. Păi să-l spălăm, dar nu să-l închide și... Dar nu să-l ce? Dar trebuie dus undeva să-l spălăm. Ce unde-l speli? Cum îl speli? Păi facem ușor, bebe. Păi facem chestii din aia, cum a făcut tata în spate. Îi pui doi pari și un lemn la mijloc. Păi covor. Da, dar acolo ține de un cablu. Hai că ține cablu dacă e. Na, că ți-am luat. Tu știi cât de scump e prostia asta? Cât e? Vai de cap, o grămadă de bani am dat. Zic cât. Pe bune că am dat o grămadă de bani. Mult, nu mai contează zic acum. Zic cât, da. Mai mult decât am dat pe faianță. Mai mult decât am dat pe faianța asta de pe sobă. Păi nu mai ținut decât am dat. Da, tu ți-ai minte. 6 mai.
Nu, 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 mai puțin, dar... Adrian? Nu mai știu. Simu, că... Ai adus vopsea mamă în casă? Da. Hai, ieși, pune-te și dă cu vopsea, că eu mă duc să văd ce mai... Ce să mai fac? Ce faci? Ai cu mătura și pune-am aia? Oh! Bine, hai! Bine. Păi trebuie să-l desfaci. Nu așa! Nu așa! De golo încolo! Că e 3,70 pe 4. Păi și care e? Ăsta are 2 metri ăsta. Ăsta aici, în lungime, are 2 metri. Ai înțeles? Ai înțeles? Da, da. Și după aia încă o dată. Da, nu cred că vine. Eu nu cred că ne ajunge. Trebuie să mai trebuie? Da. Nu. No. Bă-te-o. Bă, de frumos, e frumos. Da. Uitați. Nu, că e așa, nu. Așa e. Păi el aici are 3,70. Are 2 metri, a zis. Da, 2 metri are. Și noi avem nevoie de 4 metri. 4 metri de, de aici, din perete, până în geam. Unde e ruleta? Unde e ruleta? Nu știu. Ups. Acolo pe geam am lăsat-o. Unde? Aici era, pe geam. Aici am văzut-o. S-a luat pe un geam, pe dincolo, nu știu. Care? Ia uite. Tu ai luat pe ea, nu? Ăsta are 2 metri, a zis. 2 metri. Înțelegi că are 2 metri. Și vine 2 metri, vine 4 pe 4, pe 2 pe 2. Ai înțeles? Deci trebuie să pornești de acolo. De aici, nu? Da. Așa. Așa. Și trebuie să pornești de acolo. Lasă mami pe Didi, lasă-o pe Didi. Trage, 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 până în fund încolo. Trage, 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 trage. Împinge la asta, împinge la perete. Vezi că trebuie să mai tragi. Trage din partea asta. Așa, și împinge în perete. Trebuie să-l împingi în perete. Dar cred că e strâmb perete. Cred că e strâmb. E strâmb? Da. Nu, trage tu de mult. Așa. Ia. Eu ți-am zis că e strâmb. Las că trebuie să iau calme. Ia de încă. Nu, că aici vine. Ia uite mă, că nu m-a păcălit omul. Despre ce vorbi? Nu m-a păcălit omul. Așa. E bine cum a, ne-a dat omul. Da. Doar că vine strâmbă ăsta, că e strâmbă camera. Da. Acum ce facem? Trebuie să iau să... Ha? Trebuie să iau. Păi da, dar îți trebuie chestie din aia de tăiat. Îți trebuie chestie din aia de tăiat. Ce chestie? Dar îi nu, că ești încălțată. Stai că minte. Descalță-te și urcă de pe pătrâne. Să mă descalzi? Ce facem? Ce facem? Că e strâmbă cameră. Păi trebuie să fie strâmbă cameră. Cine a făcut pașul ăștia? Adriana, cine? Mamă, deci omul ne-a dat bine. Vezi? Mie, și mie. Că mă luase nervi acolo. Zic, bă, fratele meu, 16, stai puțin, cât a zis că ne-a dat? 18 metri. Și zic, 18 metri? Pentru ce sunt 18 metri? Sau ceva în genul, nu mai știu exact, oricum. Wow, ce tare! Că am zis că, bă, o grămadă. Și uite că ne-a dat bine. Uitați-vă bine! Păi ce patinez? Dar e frumoasă. Zici că e parchet. Da, doar de aici am zis că e parchet. Uitați-vă la mine! Păi da, dar uite, e mult cu mine. Păi da, dar n-aveam cum, că tot așa trebuia să iau, că era 2 metri, că nu mi-l tăia altfel. Nu, că de asta e și tăiat așa. De asta mi l-a tăiat invers, așa, nu mi l-a tăiat așa. Nu așa, mă, invers. Cum? A, da? Bebe, dă-te un pic, mami. Să vedem, să ne uităm la Didi. Păi, nu e mult! Ia uite acolo ce-ți lipsește. A, 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 cum să fie prea mult? Ia mai să o pătești odată.
Bă, de arătat arată bine. Da. Și mai și alunecă. Ce? Și acolo-i strâmb? Mai, ce frumos vine! Să iată aici, trebuie pus la sobă, frumos, și tras ăsta, trebuie tras ăsta în partea asta la altă, cum îl tragi? Păi asta trebuie decupat. Cum să-l decupezi? Cu cuțitul sau cu cateră. Nu, trebuie cateră pentru așa ceva. Da. Du-te și tragi în colțul ăla ca să-ți vină drept. Că trebuie să-ți vină cumva drept. Așa. Și trage la tine. Așa. Chiar dacă vine un pic mai sus pe perete, îl așezăm noi după, îl tăiem. Cum vine. Mai trage la tine. Mai. Stai, dă-te, dă-te! Dă-te, mama! Scuze, dar nu mi-a făcut. Hă? Eu, uite ce ai făcut! Lasă că spălăm. Vezi că trebuie și aici tras. Ha? Vezi că trebuie și aici tras. Aici e bine pus. Aici e bine. E bine. Dă-te, dă-te! Bebe, stai, te rog frumos, într-un loc. Ok, stai. Și aici, aici, în colțul ăsta. Mai merg bine un pic pe ea. Acolo în colț, la fel. Ce nu mai vici cu să se trebuie să te aici. Da. Și aici. Bine mai fix, nu? Cam, da. Da, da. Foarte puțin. Gata. Și acum trebuie așezat ca lumea ca să nu se ridice. Da. Așa. Da, dar aici oricum se ridică, e scara asta. Păi aici lasă-l, că vedem noi cum îl punem. Aici oricum trebuie tăiat așa. Da. Și aici la fel. Da. Bă, de arătat arată bine, bine așezat, tăiat, frumos, aranjat. Dar nu trebuie lipit cu ceva? Trebuie lipit așa? Nu știu. Bravo, te duce cap. N-ai văzut că n-am luat mult? Ai văzut că n-am luat mult? Păi ce facem? Îl lăsăm așa și cumpărăm cater? Că n-am știut că ne trebuie cater. Dar trebuie să avem grijă cum îl tăiam. Trebuie să vină drept tăiat. Pentru că aici, uite, e după asta, știi? După vine. Vezi? E caterul. Ce-mi trebuie? Tuuu, știi? Acolo la fel. Acolo vine bine, acolo chiar bine. Ia du-te și îndreaptă în colțul ăla acolo. Uite în colț, unde în colț. Păi și noi ce facem acum? Mai dai cu vopsea? Și da, să lăsăm o dare și tot așa. Bine, oricum aici vine pată, din oricum n-aș legătură dacă se vede un pic, dar nu, nu se vede un pic. Și nu suntem partea aia așa, mai așa. De bine, stai un picule. Dacă o lăsăm asta un pic, poate veni și aici, nu? Păi, dar peste tot o să punem în toată camera. Păi da, asta vreau, ce o să zic? Trebuie să cumpărăm și o chestie din aia. Ce? Care trebuie să aluminiu, genul ăla sau cum se cheamă. Și cam atât, nu? Da. Nu, eu mă concentrez în dragul, da?
Și eu? Sau degeam? Ca scăpat de votocoborul. Aha! Jaco-pasta! Jaco-pasta! Jaco-pasta, na! Și mâine când vine trebuie să băgăm pata aici și să așezăm în stăpată. Da. Facem caterul. Nu ești cater? Ce? Se zice mai multe. Mă gândesc acolo doar ca să scape, dar eu nu vreau să fiu mătat. Hai că mă duc să văd ce am de făcut. Ce faci, tante Andriana? Ha? Nu te aud. N-auzi? Nu. Faci în urechi. N-am. N-ai urechi? N-am apă. De ce ai apă? E udă apa. E udă? Da, nu-mi place. Mai ai mult de dat? Nu. Crezi că termin astăzi? Se întunecă afară de acolo. Se întunecă? Aha. Da, și noi să dormim astăzi aici, nu? Da, o să dormim aici. E, nu mai dăm lumina în ochi. Ha? Și partea asta, adică gen asta, și după aia gata, dau mine. Păi trebuie să mergem să luăm catere, ce mai avem nevoie pe aici, după aia așezăm camera asta, ca lumea frumos, cât de cât, și am terminat. Ești la tine, la Vaslui, cred? A, nu, gata, știu unde. Da, da, dar trebuie altfel de perdele. Eu o să le spălăm mâine. Bă, Adriano, chiar vrei să zic un banc? Haide-mă, că e tare! Lasă-mă în pace cu covorul tău, cum ai disperat cu un covor astăzi. Hai mă, că să-ți spun un banc, că e tare! Lasă-mă să zic banc! Nu vreau banc! Fii atentă, hai să zic un banc tare! Lasă-mă cu bancul tău și... Fii atentă! Bă, dă-mi mai prostie, mai prostie în capul! Lasă-mă, mă, să zic un banc, că e tare, ascultă! O să râzi, promit! Eu mi-am strâmbat tot aici și nu vrei să mă mai fărâți, pe bune? Da, e fii atent. Fii atent. Ci că era odată un om normal. Dar ce, tu doamne, ce normal sau ce? Un om! Da, ci că era odată un om care s-a dus la muncă. A ajuns la muncă și deodată îl vede pe patronul lui cum se omoară. Ii, după ce a citit un bilet. Să nu zici că vrei, iar vrei să mă sperii, cred că. Nu, ascultă-l, după ce a citit un bilet, patronul lui s-a omorât. Ăsta, supărat, am nevoie mare să... Ce faci, mă, casă? Lasă-mă, mă desconcentrezi! Ăsta, supărat, nevoia mare, ce zice? Se duce acasă să-i povestească nevestii. Ea povesti ce s-a întâmplat, că uite, m-am dus la muncă și deodată șeful s-a omorât. Și acum nevasta îl întreabă, zice, păi din ce cauză? Păi nu știu, uite, a citit biletul ăsta și s-a omorât. Nevasta zice... De ce în momentul în care... A văzut că patronul lui s-a omorât din cauza la bilet, de ce nu a citit și el voi biletul în momentul? Tu lasă-mă, ascultă-mă! Acum ce face ăsta? Ce face nevasta? Zice, dă și mie biletul ăsta să-l citesc. Citește aia biletul, ce face? S-aruncă de la etaj. Du-te-mă, că vreau să te sperii. Fii atent. Acum vine poliția la... să cerceteze ce s-a întâmplat acolo. Da, să cerceteze cazul. Așa. Poliția îi dai seama că îl credeau pe el vinovat că s-a omorât nevasta. Ăsta îi zice la polițai, nu sunt eu de vină. A citit biletul ăsta și s-a aruncat de la etaj. Polițistul curios, ia dă-mă să citesc și eu biletul ăsta. A citit polițistul biletul și s-a tras un glonț în cap. Pe bune, a scos pistolul și a tras cu un glonț în cap. Ieși, mă, dar ce scrie cu biletul? Ascultă-mă, așteaptă. Acum ăsta ce face? De supărare și de necaz, s-a gândit să-și ia o vacanță să plece în Grecia. Eu vreau să Grecia după ce iau pe nevastă. Da, de supărare și de necaz, că omul voia să se elibereze, îți dai seama. A ajuns omul în Grecia, s-a dus pe o croazieră, s-a dus pe mare, la un moment dat vaporul s-a lovit de un ghețar. Și el ce s-a gândit? A zis că, bă, frate, dacă tot mor, hai să citesc biletul ăsta. Și ce era în Grecia? Nu știu, că l-a luat vântul. I-a luat vântul din mână. E sine cu normul. Nu știu, mă, că nu
Păi, mă! Ce s-au murit? Clar, da, păi toți au murit. Și patronul, și nevastă, și polițistul. Numai el a scăpat, că i-a luat biletul vândut de mână. Înseamnă că nu i-a fost destinat moartea. Așa, ai văzut că știi? Ai găsit răspuns. Dar eu nu înțeleg de ce... Eu tot nu înțeleg. De ce n-a citit el biletul în momentul în care a văzut patronul s-a omorât? Păi probabil i-a fost frică ca să nu se întâmple la fel. Și atunci când a ajuns pe curajă... Păi știi, l-a dat de masa. Ca să... dacă știa că... Dar nu știa nici el ce scrie, de unde, doamne? Aaa, stau să te explic, asta e pan, soro, nu știu eu din astea. Lasă-mă-n pași, mă duc să iau covorul ăla, să-l bag înapoi la loc. Lasă-l puțin, mă! Eu nu înțeleg de ce... Tu mi l-ai băgat în cap! Dar nu mă întreba că eu un banc, frate, nu știu povestea lui, eu atâta știu banc. Ok, am înțeles bancul ca bancul, dar nu pe ăla era conștient că patronul lui a murit din cauza la bilet. De ce i-a mai dat și nevasta să moară, să nu se moară și nevasta? Păi de unde să știe că el a murit din cauza la bilet? Păi bun, ok, înseamnă că atât de prost era încât să nu-și fi dat seama că, uite, de ce l-a dat cu... Dar care-i logica ca să se omoare și nevasta după un bilet de la citit patronul lui? Dar oare ce scrie în biletul ăla? Nu știu că i l-a luat vândut de mână. Mă duc să iau covorul. Mă, am cărat covorul. Și te-a plecat acela, care a plecat în timp. L-am băgat acolo, dar unde îl ducem să-l spălăm? Nu știu, mâine, în tine un calul pe aici. Și-l... Ia stai, păi, și trebuie mandă de la seba. Ce, mamă? Mami, tu știi că tu ai făcut mai puțină treaba și un Didi mai multă? Cu ce, mamă? Cu eu am făcut mai multă decât Didi. Ba, nu e adevărat. Nici mai care n-ai călat besele alea. Păi am cărat. N-ai călat nici măcar mai multe. Și păi... desul ăla, și covorul ăla, nici măcar nu l-ai scuturat să-i faci frumos. Tot i-a zis la magazin frumos și a luat ăsta. Și Didi, iute ce faci, iute, iute sărăcuța ce faci. Vai, sărăcuța de ea. Păi am pus-o eu, mamă, să dea cu vopsea. Trebuia să facem să măcar pleacă vopsea tine. Să fac ce? Să dau eu cu vopsea? Mie nu mi-e să dau cu vopsea, că am încercat să dau cu vopsea, dar nu mi-a ieșit. Peretele ăla și ne-a făcut. Care perete? Ce-i cu el? Cine l-a făcut? Eu l-am făcut. Nu, când a dat prima cu alt, de când ați început. În cameră. Păi nu, eu am dat? Da, tu și-ai dat perfect. Da. Și nu poți să și-ai dat perfect. Nu. Nu pot să dau, dăm să dau cu gled și dau cu gledat, să dau cu vopsa nu merge, că mâna mea stă pe loc. Nu s-o poate mișca din încheietură. Mami, pe bune? Pe foarte bune. Dar nu e adevărat. Ba, e foarte adevărat. Ba, nu, ia unde te la sărăcuță din iote. Haide, dar nu tot o mai sărăci atât. Sărăcuța de mine, mi-am cocolul și spatele. Stai dreaptă cum ți-ai cocolul și spatele, dacă stai dreaptă. Ai auzit-o? Ai auzit-o? Gâtul, mă, gâtul, mi-am sucit gâtul. Ei, lasă! Nu-i nimic de Didi și eu te fac la niște masaj când o ce ajunge mai casă. Îmi faci masaj? Da! Îți vezi ce masaj îți dai eu ție? Da, îți mori pe spatele tău ce o să am, la, ce capcez! Hai, da, masă, trebuie să le dau și după aia vedem ce mai facem. După aia punem patul? Și după aia mergem. Mie îmi pare rău că dacă știam să iau, să fi luat un cater din ăla, îl tăiam asta și la rând, da? Aia e, o lăsăm pe mâini. Dar nu merge cu cuțitul, că are stratul gros și nu merge. Și domnișoara mea abia aproape a ajuns la final. Mai ai mult, Didi? Am scăpat? Mergem și noi acasă? Aha. Și s-a lăsat și frig. Și mucea iarăși suflă mucii. Și ce dacă? Cum și ce dacă? Nici baterie nu mai am la telefon, ha? O bucățică, hai că poți, hai că poți. Hai, Didi, cu tupeu, Didi, haide să o încurajăm, mamă, cu tupeu. Hai, Didi, hai!
Gata, gata, gata. Gata că ajunge. Mai ai încă 3 de dat mâine. Trebuie să mai cumpăr o fel. Eu ți-am zis că nu ți-ajunge. Trebuia să iau 2, dar am 2. Mi se pare bine sau podul ăsta se dă în ăsta, dar este o spate, te se cade pe capuline roste. Nu știu, mamă, cred că s-ar putea să rămână, cred că până la urmă cade toată casa și rămâne doar camera asta în picioare. Zi-te, mă, nu? Și mami, cred că se rupe și geamurile. Ei, hai să nu exagerăm, că deja ne ducem prea departe. Ai terminat? Dar vezi că trebuie să mai dăm o dată, știi, nu? Dar nu trebuie să mai dăm o dată. Bă, iese diferența. Diferența, da, iese. Dar na. Hai, mergem și noi acasă? Hai să mergem și noi acasă? Da! M-au înghețat și mâinile. O să o tăiem mâine după ce luăm cater, mami. Hai, termină de aranjat alea și după aia mergem, da? One. Cam atât pentru astăzi. Eu am terminat, mi-am curățat și pensula, mi-am așezat vopselele acolo. Și vreau să merg acasă, că nu mai pot de frig, am înghețat. S-a frig rău de tot aici. Ai grijă, mă, cât te împiedici, mă. E frig rău. La cât de cocoșată sunt eu acum. Stai puțin să pornesc cheia ca să merg cheia. Nu merge. Nu merge. Dă-i bătare mai tare. Dă-i bătare mai tare. Nu merge, mă. Merge, mă, trebuie să meargă. Nu merge, nu vezi că nu merge. Stai că poate nu cunoaște cimentul. Nu cunoaște cimentul. Nici aia. Dă-i pe mașină, că poate cunoaște mașina. Da. Ia, cunoaște mașina? Nici mașina nu o cunoaște. Ai, cred că am cunoscut mașina. Pe mașina mers, ai văzut? Ai văzut? Am văzut. Eu ce-am zis? E de la mașină, mă, trebuie să pun pe mașină. Da, mă, da. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne lăsați și nouă un like, să ne spuneți părerea în comentarii și... De data viitoare! Vă pupăcim! Pa!